Ok, fiți atenți, ați văzut probabil că m-a apucat de făcut live. Bine, am făcut doar două până acum, doar că m-am decis să-mi setez un program ca să fie totul mai organizat. Deci, practic, voi încerca să fac live săptămânal, vinerea, de la ora 3 jumate. Dacă intervine ceva vinerea și nu voi putea, voi anunța pe Facebook. Dacă mă voi decide să fac un stream în plus într-o altă zi a săptămânii, din nou, voi anunța pe Facebook. Da, cam atât. Vizionare plăcută. Și-a n-am mai încărcat un episod ca lumea de prea mult timp. Salut! Eu sunt Drago și bine ați venit la al treilea episod din cariera mea de FM19, Craiova Maxima. Și acum n-am jucat foarte multe meciuri, două ca să fiu mai exact, doar că două jucăm și episodul ăsta, așa că hai mai bine să ne grăbim. După înfrângerea dezamăgitoare din... de fapt, n-a fost chiar dezamăgitoare, adică... A fost semi-dezamăgitoare, hai să zicem așa. Din Supercup am jucat două meciuri din Liga 1, unul în deplasare la Voluntari, unde am bătut într-adevăr cam la limită 2-1, doar că am încercat să odihnesc jucătorii pentru meciuri cu Dinamo de acasă, de aici, de la Ion Oblemenco, unde i-am absolut demolat cu 3-0. 3-0. Sigur, dacă vă uitați aici la statistici, o să vedeți că au cam fost egale, adică un rezultat de genul 2-1 sau ceva ar fi fost mai realist. Și dacă ne uităm aici la ce jucători au dat golurile, este destul de impresionant, pentru că vedem aici 1, 2, 3 și asta mi se pare că e mitriță, 4 jucători care au dat goluri în doar 2 meciuri, doar că devine destul de îngrijorător când te gândești că niciunul dintre atacanții mei, Nuno Rocha, nici Kolžić, nici la un moment dat l-am jucat și pe Marković, niciunul dintre ei n-a reușit să dea un gol, ei fiind atacanți. Doar că dacă vă uitați aici, o să vedeți că am schimbat tactica, luat pe Mitriță de aici, din centru, l-am pus pe stânga. Acum joc cu doi atacanți și doi ăștia mijlocași centrali, formând un 4-2-4, zic ei, doar că eu țin mai mult ca pe un 4-4-2, deși într-adevăr Mitriță și Bărbuță au dat mai multe goluri, pentru că în general le țin mai în spate. Iar tactica asta este practic cea cu care am distrus Dinamo-ul. Mă întreb de unde mi-a venit ideea. Oricum, echipa pe care o vom folosi astăzi în meciul cu FCSB de pe Național Arena va fi Mircon Poartă, ca de obicei, Briceag, Gardoș, Popa și Dimitrov în spate, Mateiu și Cicâldău ca cei doi mijlocași centrali, mijlocași ofensivi sunt Mitriță și Bărbuț, iar atacanții Kolžić și Nuno Rocha. Atacanți în ghilimele momentan, doar că să sperăm că spar gheața aici, ar fi chiar ideal să o facă chiar cu FCSB-ul. De menționat, au pierdut 5-1 și au fost eliminați din Europa League de Hibernian, care mi se pare că nu nici măcar printre primele 3 echipe din Scoția, nu sunt. Ok, asta e chiar trist. Doar că da, măcar noi am rămas în Europa, ați văzut echipa aici, hai să continuăm. Ok, suntem aici pe Arena Națională, care ei chiar au colțuri, ăsta e un plus, și ei par să meargă cu un 4-2-3-1, destul de defensiv cu mijlocașii aici, s-ar putea să se fi izolat destul de mult, doar că vom vedea. Team top destul de bun. Ok. Aici, pe Arena Națională, am mai menționat odată, poți absolut simți atmosfera în ăștia 2000 de fani cât ori fi venit, ca la meci cu Astra. Da, nu ideal. Doar că avem aici o șansă, Nuno Rocha pasează foarte bine în fața la Kožić. Kožić este liber 1 la 1 cu portarul, care am uitat care era, doar că nu contează. Kožić reușește primul gol al meciului, 1-0, și da, foarte, foarte bine joacă Craiova în momentul ăsta. De-abia aștept să pierdem vreo 5-0 în Europa. Foarte obosiții văd, adică
sigur au jucat Europa, dar că puteau și să mai odihnească. Și Rusescu are aici o șansă foarte, foarte bună. Mircu salvează Mateiu. Lumitriță, aleargă foarte bine în față, îi pasează lui Nuni Orocea, care pasează foarte, foarte bine și la limită lui Colgici, care reușește dubla și cred că auzi comentariile mele înainte de meci că nu dădea niciun gol și trebuie să recunosc că Nuni Orocea, deși n-a dat niciun gol, a fost foarte bun, nu doar acum, doar că în general n-a dat asisturi, pasă de gol. Iar acum nici nu știu cum să reacționez după highlight-ul ăla care a avut vreo minut jumate, doar că are FCSB aici o șansă sau nu, câștigăm din nou mingea, Bărbuț. Bărbuț arată foarte bine în față la Nuni Orocea, care dacă reușește să câștige mingea și nu este un penalti, Colgici va încerca să ia tripla cu penaltiul acesta în fața lui, cum îl cheamă, încă n-a verificat care este portarul lor și... Ok, deja începe să devină destul de ridicol. 3-0 împotriva celor de la FCSB. Colgici, cred că și-a cimentat deja titlul de om al meciului. Din nou, ca la meciul Dinamo, nu pare foarte, foarte adevărat rezultatul de 3-0, dacă te uiți la statistici. Au făcut și ei ceva în meciul ăsta, mai puțin poziții. Dar cred că ce se întâmplă e că șuturile astea vin de la pressingul nostru în spate, adică pur și simplu se simt obligați și era FCSB să șuteze când nu mai au nicio șansă să facă ceva în highlight-ul ăla. Doar că da, am ajuns la pauză aici, 3-0. Nu cred că trebuie să schimbă pe nimeni de pe teren. Ciclul 2 este mai obosit, doar că îl țin momentan și chiar el are cea mai mică notă, s-ar putea să fie schimbarea. Doar că momentan rămânem așa, adică nici din instrucție nu o să mai schimb. Bun, hai să continuăm. Oh, 10.000 de oameni au venit, ok, asta e destul de surprinzător, 800 de la noi, ceea ce e evident bine pentru Liga 1. Avem aici un corner, Cicâldău, nu ajunge la nimeni, la Colgici, înapoi la Cicâldău, nu prea face nimic, pasează simplu la Mitriță, la Nuni Orocea, Nuni Orocea care are un șut pe poartă, doar că săracu încă n-a reușit să-și ia primul gol și... cu corner aici, avem vreo șansă? Nu. Voiam să menționez că am fost acum vreo câteva săptămâni pentru prima dată la un meci al celor de la FCSB / Steaua, doar că faza e că nu am fost în cel mai legal mod. Ok, cam trebuie să vă povestesc ce s-a întâmplat. Bă, credeam, poate. De deținut. După cum știți, au fost meciuri ale naționalei acum câteva săptămâni. Din păcate nu ne-am calificat în Liga B din Nations League. Mitriță cu șansa aici, dacă poate să șute și Mitriță reușește al patrulea gol al meciului, nici nu o să mai continue aici. Și practic însemna asta e că echipa principală de la FCSB avea un weekend liber, așa că trebuia să-și găsească un amical de fitness. Și oare ce altă echipă din București se întâmpla să nu aibă un meci în weekendul ăla? Nimeni alții decât cei de la Progresul Spartac. Și acum, evident, eram entuziasmat. Știam că ăsta o să fie un amical pentru fitness, deci e clar că FCSB și-ar fi jucat prima echipă cu toate starurile. Doar că cu doar două zile înainte de meci, cei de la FCSB anunță pe site că meciul se joacă fără spectatori pe unul din terenurile de la ei, de la baza din Berceni. Și evident eram dezamăgit, doar că m-am decis oricum să vorbesc cu contactul meu de la club, care mi-a zis că dacă vin acolo la bază la ei fără niciun chestie fular cu Progresul sau ceva de genul, s-ar putea să mă lase și așa că eu, băiat conștiincios, eram pe la 11 dimineața sau când s-a jucat meciul, am intrat în bază, nu m-a întrebat nimeni nimic, am găsit terenul unde se juca meciul pentru că se antreneau jucătorii acolo și practic ce am făcut e că am văzut niște indivizi de la Progresul cu cameră, ei se ocupau de înregistrare care se duceau pe teren și eu doar m-am agățat de ei. Ei nu știau cine sunt, doar că fiind în grupuleț nu m-a întrebat nimeni nimic. Și da, cam așa am ajuns să văd eu un meci privat în ghilimele al echipei principale de la FCSB. Evident că a pierdut Progresul 3-0, mi se pare Noere, gol cu capul, tănase penalti și mai dăduse Benzaro un gol, parcă.
Doar că oricum a fost o experiență să stau acolo 90 de minute în picioare pe unicul grad din dimineața aia, dar a fost bine, frumos. Cred că e cazul să facem și niște schimbări aici. Ciclul tău, deși și-a revenit și are o notă foarte bună acum 8.60, este într-adevăr cel mai obosit și mi se pare că după foarte puține zile o să fie meciul din Europa, așa că hai să-l schimbăm cu Fedele. E normal, el e cam singurul care poate juca acolo. Altceva, hai să-l băgăm pe Martic, doar așa ca să vină și el pe teren. Și pentru că Cristi Bărbuț la 7.40 a avut cam printre cele mai mici note, care, având în vedere că e 7.40 și FCSB, eu zic că e destul de bine. Conform? Nici nu prea realizez ce mi se întâmplă. Sigur, după ce am rupt Dinamo-ul, cerurile erau limita și acum s-ar putea să avem o altă șansă, doar că nu, Man interceptează. Și el avem aici pe Rusescu care, ok, au și un penalti, să vedem dacă Mirko reușește ceva aici în fața lui, cred că e Noiere ăla, nu vreau să, nu sunt rasist, jur. Sylvain Marveau, cu păia șaptea ai mei de franceză, n-am auzit de el, nu știu dacă gen e nou, chiar hai să mă uit. Da, aparent e luat nou din Liga a doua franceză, de fapt e chiar cu împrumut. Doar că, oricum, este totuși un rezultat incredibil, încă 4-1 și asta nu e incredibil. Prima mea accidentare, ce-a pățit? La picior. Ok, hai să-l băgăm în spate și, de fapt, să punem pe ce mai putem aici. Deci m-am mâncat pe mine să-l schimb. Hai să vedem pe cine mai putea pune. Glavina poate oarecum să joace în rolul ăsta. Da, hai să nu mai evităm presiune, să mergem mai balanced. Ca instrucțiuni, cred că am schimbat doar să stăm mai în spate cu echipa. Nunio Rocea, la Mateu, la marginea careului, Mateu, înapoi la Nunio Rocea. Doar că este deposedat, ajunge înapoi la Dimitrov, am primit un e-mail și Koljic, aproape a zis Junior Moraes, Koljic reușește incredibil al patrulea gol din meciul ăsta. Mi se pare, nu m-ar mira să aibă un 10 perfect notă, mă uit imediat, și 9.8, oricum e bine. Ce dacă era e-mailul ăla? Putem să menționăm pentru o secundă că Matic a stat 4 minute pe teren? Da. Doar că da, cred că cam asta va fi meciul și... au eu un ultim corner aici, Marveau pasează în care au, doar că da, ăsta este fluierul final aici la Arena Națională. Absolut depresiv fanii de la FCSB, pentru că Craiova, Universitatea Craiova, CSU Craiova, cum vreți voi să-i spuneți, tocmai a bătut vicecampioana 5-1 și la ei acasă, în ghilimele, nici nu știu cum să reacționez. E ok, doar 2 săptămâni s-a accidentat Matic, putea să fie în orice caz mult mai rău. În orice caz, hai de acum să ne concentrăm la meciul pe care îl avem în 4 zile cu Atalanta. Asta e gen... Agen, eu nici nu v-am zis de tragerea rasoți. Jucăm cu Atalanta, dacă nu v-ați dat seama până acum, este... Este greu, este cred eu cam la același nivel cu meciul Craiovei din viața reală, cred că a fost cu Red Bull Leipzig, mi se pare, care da, e practic o misiune imposibilă, doar că pentru că v-am obișnuit cu tragerile la sorți, acum veți putea vedea prima mea reacție la aflarea de meciul cu Atalanta de la gen 2 noaptea când cădeam pe mine. Ok. Deci, avem Bosnia sau Italia? De ce-s pe primul loc? Ok. Au de la joma echipamente, nu pot să fie așa de rău. Incredibil. Da, e destul de clar că echipa aia din Bosnia n-a avut nicio șansă. Ok, bun, s-au jucat și ultimele meciuri din etapa asta și văd incredibil că după doar 3 etape am rămas singura echipă care n-a pierdut sezonul ăsta.
Wow! Bun, am ajuns înapoi în Craiova și mai ales după meciul trecut, eu zic că suntem destul de pregătiți să încercăm o schemă cu ăștia de la Atalanta, tot îmi vine să zic Atlanta. Doar 18.000 de bilete, cam ca la Supercupă. Ah, ok, 35 de grade, are sens. N-aveam de ce să schimbăm o echipă câștigătoare, așa că literalmente nicio schimbare nu este în primul 11 cu Mirko, Briceag, Gardo și Popa Dimitrov, apoi Mateiu și Cicăldău, Mitriță, Coljiș, Nuniu, Rocea și Bărbuț. Singura schimbare a fost că, evident, l-am pus pe Matic pe bancă, care banca, n-am prea vorbit de bancă în meciul trecut, Calancia, Ferreira, Doncor, Fedele, Bancu, Glavina și Burlacu. Oh, asta e un sistem interesant, un 3-4-3, nevăzut la noi în România, probabil, doar că sunt italieni, are sens. Foarte, foarte greu cred că o să fie să dăm gol la ei. În orice caz, nu mă simt la fel de confortabil ca înainte de meciul cu FCSB, nici înainte de meciul ăla nu mă simțeam foarte confortabil, doar că, da, hai să continuăm. Ok, ne aflăm aici în bănie pentru această ocazie specială. Craiova joacă în Europa League cu Atalanta, una dintre cele mai bune echipe din Italia. Și da, hai să vedem ce facem când pierdem mingea din prima. Absolut nimic în primele 20 de minute, dar că dacă stăm să analizăm aici, vom vedea că suntem cam la fel echipele de odihnite slash obosite. Ok, wow, gen 40 de minute, n-a trecut absolut niciun highlight. 8 shooter am avut noi, am jucat mult mai bine ca Atalanta, se pare, nici n-am observat, și poziție 57%, doar că după prima repriză, din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Da, e mai bine să continuăm cu a doua repriză. Bun, hai să vedem a doua repriză, nu are cum să fie mai rău ca în prima repriză. Mitriță, pare că s-a accidentat puțin, hai să vedem ce are. Ok, mai bine, hai să-l scoatem. Și pe cine putem să-l punem? Nu prea avem pe cine. Pe Nicușor Bancu și de fapt îl schimbăm la un winger, pentru că e mai natural aici. Da, tot nimic. 60 de minute fără niciun highlight. Poziție pare să avem noi mai mult și șuturi, dar că absolut nimic de la meciul ăsta și... ce se întâmplă? Hai, cred că avem nevoie de o schimbare. Hai să fim noi cei care încercăm să încline balanța. Hai să mergem pe un balance, de mai degrabă o mentalitate mai echilibrată. Și da, Cicăldău este obosit. Hai să-l punem pe FDL, ca de obicei. Confirm? Bun, ultimele 5 minute și... Wow, ce a fost meciul ăsta? Încă mai avem câteva minute, mai putem să încercăm o schemă, dacă... Hai îl bag pe Burlacu cu câteva minute, el este un wonder kid foarte bun de aici, de la club, din ce am văzut, și... hai să mergem mai attacking, nu știu. Și... da... Oh, s-ar putea să avem aici o șansă foarte, foarte târzie. Bancu trimite o minge în careu, doar că... n-ajunge la nimeni și ăsta este fluierul final pe Oblemenco. Fanii aplaudă, vor aplauda ei, dar nu prea știu dacă au ce să aplaude. Și da, cam toată munca va trebui să o facem în următorul episod. Sau de fapt, nici nu știu ce să fac, pentru că următorul meci este peste două meciuri și nu vreau să fac așa un episod dintr-o săptămână, într-o săptămână în joc, așa că... Ok, fiți atenți, am o idee. Deci, practic, ce o să fac este o să înregistrez meciul cu Atalanta și îl voi pune în următorul episod numai dacă e interesant. Nu dacă câștigăm sau pierdem sau nu contează ce se întâmplă meciul ăla. Dacă o să fie fix ca asta, o să zic pas, sincer. Iar dacă meciul ăsta nu o să fie în următorul episod, nici nu știu unde o să mă întorc. Cred că dacă ne calificăm mai departe, cu siguranță o să vă aduc un meci din play-off.
Dacă nu, ceva de genul Astra și meciul din cupă, pentru că cred că pe canalul ăsta în general nu am mai făcut un episod cu un meci din cupă. Doar că, da, cam asta ar fi tot. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut episodul ăsta, să lăsați un comentariu dacă aveți o părere, să vă abonați dacă mai vreți să vedeți meciul de genul și cel mai important să dați share, pentru că asta mă ajută cel mai mult. Doar că, da, cam asta ar fi tot. Ciao!